Încă o țeapă din partea celor de la putere care joacă alba-neagra cu alocațiile copiilor. După ce s-au pronunțat în campania electorală că în 2021 vor respecta mărirea acestora, zilele trecute președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat că nu există resurse care să permită încă o creștere a alocațiilor în acest an, ci abia anul viitor, în 2022. Cu toate că din luna ianuarie copiii au primit majorarea de 20%, următoarea creștere nu va mai avea loc din cauza faptului că nu avem bani suficienți la bugetul statului. Ludovic Orban a declarat luni că nu există resurse care să permită încă o creștere a alocațiilor în acest an. Copiii ăștia trăiesc cu aer, ce să facem? Dacă mai zice că de ce nu face lumea copiii, păi cum să-i facă? Cum să facă copii dacă nu le dă bani? Spuneți cu ce să-i crească, salarii nu? Cât de puțin acolo, și la copii, și la pensionari, un stimulent, cât de cât. Să nu fie chiar așa, cum să zic eu, noi suntem ultima, ziceți, da, așa suntem, da, așa este. Cum s-a bătut și de noi bătrânii, zba și de copii și de bătrâni. N-au treabă de noi să trăiască numai mari aia care-s mari, aia să trăiască bine. Noi să murim! În comparație cu alte țări, alocația din România este una dintre cele mai mici. Guvernul și-a bătut joc de copiii din țara noastră. Locuitorii municipiului Drobeta-Turnu-Severin sunt dezamăgiți de actuala guvernare și nu sunt mulțumiți de cum gestionează situațiile.